În dimineața aceasta, pentru că timpul zboară atât de repede, aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră un cuvânt pe care Dumnezeu mi l-a dat în ciclu, învățături pentru vremuri grele. Și în dimineața aceasta, mesajul este intitulat Încurajări pentru timpuri grele. Și o să vă explic imediat din ce cauză și vom citi cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi vă voi spune ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă, pentru că poporul Domnului, pe lângă multe atribute pe care le-a pierdut, în ziua de astăzi poporul Domnului nu mai știe să se încurajeze. Dacă vă veți uita la toți oamenii lui Dumnezeu mari, și vă rog să fiți atenți, pentru că nouă de vorbește Dumnezeu la toți în dimineața asta. Toți oamenii mari a lui Dumnezeu, hai să luăm pe David, o păcătuit. Dar Dumnezeu nu l-a lepădat de la fața lui, că până la urmă și-a recunoscut păcatul. Mai greu, dar și-a recunoscut. Dar omul ăsta, de fiecare dată, prin Duhul lui Dumnezeu care îl cerceta, se încuraja pe el însuși, dar și pe alții. Și în ziua de astăzi, cel mai mare, ascultați-mă, cel mai mare stăvilar împotriva poporului Dumnezeu este faptul că nu mai știm să ne încurajăm. Primim o veste proastă, primim, eu știu, ne spune cineva ceva, ni se ia geabul, am pierdut banii. Domnule, nu mai știm cum să ne mai încurajăm. Totul s-a dărâmat, totul e distrus, e negru, absolut tot. Și Dumnezeu nu vrea lucrurile astea de la noi. Că ascultați-mă, în cuvântul lui Dumnezeu este scris că noi nu suntem ca cei fără nădejde. E scris în cuvântul lui Dumnezeu. Și acum o să vă întreb, cum suntem atunci dacă nu suntem ca cei fără nădejde? Că noi trebuie să existe puterea lui Dumnezeu. Yes. Și am citit ceva joi și am zis, căci mie și noaptea îmi dă îndemnuri inima, auziți? De ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu la mijloc, în centru atenției, dacă vreți. Haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu, Psalmul 49, pe care vi l-am trimis pe grup săptămâna aceasta, pentru că Dumnezeu mi-a vorbit mie și soției mele vineri dimineața. Joi am vorbit, dar am vorbit din altă parte. Voi știți care ați fost aici. Am vorbit din Matei. Și ca o confirmare, dimineața Dumnezeu ne dă Psalmul 49 și îl citim. Și a zis, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu m-a reconfirmat încă o dată. Dar după aceea Dumnezeu îmi spune, da, va trebui să vorbești de aici și va trebui să le spui că oamenii ăștia trebuie să știe să se încurajeze. Haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați lucrul acesta, toate popoarele, luați aminte toți locuitorii lumii, mici și mari, bogați și săraci. Gura mea va vorbi cuvinte înțelepte și inima mea are gânduri pline de judecată. Eu îmi plec urechea la pildele care îmi sunt insuflate, îmi încep cântarea în sunetul harpei. Pentru ce să mă tem în zilele nenorocirii când mă înconjoară nelegiuirea potrivnicilor mei? Ei se încred în avuțiile lor și se folesc cu bogăția lor cea mare. Dar nu pot să răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Nu vor trăi pe vecie, nu pot să nu vadă mormântul, da, îl vor vedea, căci înțelepții mor, nebunul și prostul deopotrivă pierd și lasă altora avuțiile lor. Ei își închipuie că veșnicele vor fi casele, că locuințele lor vor dăinui din veac în veac, ei care dau numele lor la țări întregi. Dar omul pus în cinste nu dăinuiește, ci este ca dobitoacele care se taie. Iată ce soartă au ei, cei plini de atâta încredere, precum și cei ce urmează, cărora le plac cuvintele lor. Sunt duși ca o turmă în locuința morților, îi paște moartea. Și în curând, oamenii fără prihană îi calcă în picioare. Li se duce frumusețea și locuința morților le este locașul. Dar mie, Dumnezeu îmi va scăpa sufletul din locuința morților. Căci mă va lua sub ocrotirea lui. Nu te teme când se îmbogățește cineva și când îi se înmulțesc vistierile casei, căci nu ia nimic cu el. Când moare, vistierile lui nu se coboară după el. Să se tot creadă omul fericit în viață, să se tot laude cu bucurile pe care și le face, căci tot în locuința părinților săi va merge și nu va mai vedea lumina niciodată. Omul pus în cinste și fără pricepere este ca dobitoacele pe care le tai, zice cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, psalmul acesta are o introducere, are un cuprins și la urmă are o concluzie.
Și dacă te uiți atent, ai zice, mă, dar prima parte vorbește despre ceva, a doua parte parcă se duce pe alt păgaș și a treia merge pe alt păgaș. Și totuși, toate trei ajung în același punct. Și am zis, încurajări pentru vremuri grele. Săptămâna aceasta, soția a primit un telefon. O femeie dintr-un alt stat a sunat-o și a zis, auzi, roagă-l, te rog, pe soțul tău să se roage pentru mine, că am o cauză înaintea Domnului. Și m-a rugat trei zile. Prima zi nimic, a doua zi nimic și a treia zi a zis, Doamne, tu tot timpul ai răspuns. A zis, măcar a treia zi, dă-i un cuvânt femeii respective. Și când m-am rugat, vă spun și ce am văzut și ce mi s-a spus. Am văzut-o pe femeia asta înconjurată, eu n-am văzut trupurile, ci doar capurile. Era înconjurată de niște capuri cu voci, cu gură, care vorbeau într-una împotriva ei cu acuzații și încercau să o oprească. Și Dumnezeu a zis un cuvânt clar, ascultați-mă, spune-i să nu asculte de nicio voce decât de vocea mea. Eu m-am ridicat, soția vine și zice, auzi, dar n-ai avut nimic pentru sora asta. Zic, măi, uite, m-a rugat mai înainte și Dumnezeu mi-a zis ceva, n-am primit nimic mai mult. Și acum ascultați-mă, am să vă spun și din ce cauză, că a fost destul. A fost exact ce a trebuit. Și soția a trimis un mesaj. Și zice, uite, au văzut niște persoane, doar capurile, vocile vorbeau împotriva ta și Dumnezeu a spus să nu asculți decât de vocea lui. Și femeia sună înapoi. Și zice, girl! Așa i-a spus tatăl, girl! Spune la bărbatul tău să se întărească. Exact așa îi! Zice, Dumnezeu m-a băgat la spital, să lucrez la spital și auziți, slujba mea îi să-i întăresc pe ăștia, muribunzi ăștia, care îs fără speranță. Și zice, eu trebuie să vorbesc foarte codat. Vă vorbi orice. Dar zice, eu le spun de Dumnezeu, nu mă interesează ce zice nimeni. Și zice, s-au ridicat împotriva mea mai mulți. Și au început să spună, bă, tu n-ai voie să faci așa, ai grijă ce faci, că o să fie dat afară. Și zice, m-am început să mă tem cumva. Și acum ascultați, Dumnezeu a zis să nu te temi de nimeni și să vorbești numai ce asculți de la mine. Numai ce îți spun eu să vorbești, să nu te temi de nimeni. Și asta și m-am gândit și am zis, are Dumnezeu oameni care să încurajeze. Și auziți, îi trimite în spitale. Îi trimite la colțul de străzi. Dar acum vreau să vă zic ceva. Noi avem o alegere, știți care e alegerea noastră? Vin vocile împotriva noastră. Băi, dar cine te crezi tu, mă? Mă, dar cine te-a adus pe tine? Dar cine te-a pus pe tine judecător? Dar cine? Și cine și cine? Și știți? Alegerea este, măi, mă opresc, că dacă nu-mi pierd geabul, ăștia îmi spar capul, se întâmplă mai rău, știți? Sau asculți de vocea Domnului. Și vocea Domnului o să zică, auzi, încurajează că și eu te încurajez pe tine. Vorbește de bine că și eu o să vorbesc de bine în dreptul tău. Ridică că și tu ai fost ridicat și vei mai fi ridicat. Spune cuvintele mele că aduc viață și în dreptul tău eu am scris viață pentru tine. Și omul e încurajat și zice, mă, dar de ce să mă tem? Pentru ce să mă tem? Când Domnul e cu mine, cine poate fi împotriva mea? Slăvit să fie Domnul. V-am zis lucrul acesta ca o introducere, ca să înțelegeți că nimeni și nimic, și acum fiți atenți, nu ar trebui să ne stea împotrivă. Dar ne stau. Și acum trecem la partea a doua. Și dacă ne stau, ce facem? Pentru că ascultați-mă. Ascultați-mă ce vă spun. Când bagi un om în pușcărie, e greu când într-o celulă cu mulți, dar când îl iei și îl bagi într-o celulă singur. Și apoi după aia mai faci altele și îl opresezi atâta de tare încât omul ajunge să n-aibă niciun fel de speranță. Și zice, gata, s-a terminat, nu mai văd lumina, nu mai așa, nu mai așa. Și o să ziceți, frate, dar chiar așa? Dar eu vreau să vă întreb pe voi, dar nu-i mai rău să faci lucrurile astea în libertate? Că într-o zi un om al lui Dumnezeu numit Ilie, într-o zi o înjunghiat, iertați-mă, așa e scris în cuvântul lui Dumnezeu, o înjunghiat 500 de proroci al lui Baal la râul Cherit, la porunca Domnului. Că Domnul a spus, termină cu tot ce trebuie. La Iordan. Și, după toată treaba asta, se ridică una, Izabela. Și zice, să mă pedepsească zeii cu toată asprima, dacă mâine pe vremea asta, n-am să iau capul ăsta, am să-l termin. Și auziți, ăsta care a fost plin de râvnă pentru Domnul, care a fost gata să încurajeze pe alții, o arătat doar înainte, cu câteva ore, știți?
cât e de tare și de mare Dumnezeul lui, ce-a făcut? O fugit, am mai zis odată, cu viteza lui Speedy Gonzales. S-a dus rapid undeva sus, acolo într-un munte, s-a băgat într-o peșteră, gata, nu mai ai nicio speranță, s-a terminat tot. Mă vreau să vă întreb pe voi, cine avea nevoie de încurajare? Mai putea să dea încurajare la alții, că el trebuia să încurajeze mai întâi pe el însuși, nu? Și acum disperat, terminat. Și vine Dumnezeu și zice, Ilie, ieși afară că vreau să-ți vorbesc. Doamne, păi, ori făcut așa, ori făcut așa, ori făcut așa, ori făcut așa. Eu am rămas și am fost plin de râvnă pentru tine, dar și eu am fugit. Am fugit când am văzut că, bă, s-a apucat împotriva mea. Gata, am terminat. Păi, mă, Ilie, mă, dar n-ai fost tu cel care a experimentat puterea mea la lucru într-un mod deosebit. Nu ți-am trimis eu corbii să-ți aducă mâncare. N-ai băut din râul, din pârâul. N-ai făcut lucrurile astea. Ba da, Doamne, dar vreau să spun, nu mai gata, nu mai pot să... Auziți, nici nu mai putut încuraja pe el însuși. Ce să mai încurajeze pe alții? Și mă vreau să vă spun ceva, era sub lege. Și Dumnezeu a zis, băi, dacă îl mai las, ăsta face o prostie și îmi face numele de... Știți? Vezi, bă, trebuie să o scot din funcțiune, gata. Și l-a scos Dumnezeu și a zis, du-te jos, acum coboară-te, fă ce spun eu, pune pe cutare ca împărat, pune pe cutare în locul tău că tu pleci acasă. Că tu nu ești mai în stare nici măcar să te încurajezi pe tine, dar mai pe alții. Și ziua de astăzi, fraților, este nevoie de oameni care prima dată să se încurajeze pe ei înșiși. Că nu există tu să fii pe jos și să poți să ridici pe alții. Că trebuie să te ridici alții pe tine. Dar când tu ești în picioare, și v-am spus și joi treaba asta, mă întreabă unii și zic, cum ești? Și zic, sunt în picioare. Zice, bă, dar tu nu mai cazi. Zic, nu, slăvit să fie Domnul. Că cel neprihănit zice cuvântul lui Dumnezeu că de 10 ori cade, de 7 ori, de câte vreți voi și tot se ridică, slăvit să fie Domnul. Și o zic, de ce? Că există nădejde, că există speranță, că există eliberare, că există putere în numele lui Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Și acum o să ziceți, bun, ce e de făcut? Și acum ascultați că îmi place de psalmul ăsta sau de fiul lui Core care a scris psalmul ăsta, îmi place foarte mult de ei. Fiți atenți și ori strigat ăștia. Ascultați lucrul acesta, versetul 1. Toate popoarele, 1. Vreau să fiți atenți. Prima dată, ascultați toate popoare. 2. Care urmează? Luați aminte toți locuitorii lumii. Haideți să analizăm numai primul verset. Noi de multe ori, fraților, mai mergem în fața dregătorilor. Acum zic așa după cuvântul lui Dumnezeu. Ne mai ducem la, eu știu, la judecătorie, ne mai ducem, eu știu unde ne găsim că trebuie să mergem. Și suntem foarte atenți cum vorbim. Știți? Zice, mă, nu pot să vorbesc oricum acolo, să spun ceva despre Dumnezeu. Dacă ăla e ateu, și-mi face rău. Ascultă-mă, treaba ta nu este să analizezi cum e ăla. Treaba ta este să te întărești pe tine și să știe Dumnezeu cum ești tu. Și tu la fel. Și tu trebuie să strigi în gura mare lucrul acesta la toate popoarele și să le spuneți, luați aminte toți locuitorii lumii, Dumnezeul meu este singurul Dumnezeu adevărat. Dumnezeul meu, chiar dacă voi mă băgați undeva, faceți ceva cu mine, Dumnezeul meu mă va izbăvi. Și fiți cu luare aminte. Luați aminte toți locuitorii lumii și specifică, mici și mari, bogați și săraci. Include pe toți. Vorbiți-le la toți. Și fiți atenți acum la versetul 3. Vreau să fiți atenți. Gura mea va vorbi cuvinte înțelepte. Și întrebarea este de ce? Păi nu spune cuvântul lui Dumnezeu? Din prisosul inimii vorbește gura. Păi uitați ce scrie aici. Gura mea va vorbi cuvinte înțelepte, virgulă, și inima mea are gânduri pline de judecat. Hai să inversăm. Pentru că inima mea are cuvinturi pline de judecată, gura mea va vorbi cuvinte înțelepte. Vă place? Sună mai bine, așa-i? Și o să ziceți, unii au să ziceți, uite-mă, avem voie să judecăm. Fii atent, e scris aici gânduri pline de judecat. Ascultați-mă, aici se referă la cu totul altceva. Aici se referă la înțelepciune, că judeci bine, gândești bine. Și zici, mă, nu pot să mă joc. Nu pot să interpretez oricum, nu pot să vorbesc oricum. Și acum fiți atenți. Un lucru care în ziua de astăzi este foarte greu de făcut în poporul Domnului.
Eu îmi plec urechea la pildele care îmi sunt insuflate, îmi încep cântarea sunetul harpei. Eu îmi plec urechea la pildele care îmi sunt insuflate. De cine? Păi nu e Biblia plină de pilde? Păi nu vă dă Dumnezeu exemple în fiecare zi? Și auziți, Domnul a făcut așa, Domnul a făcut așa, Domnul a făcut așa, Domnul a făcut așa. Dar acum ascultați-mă, cei care au avut experiențele alea au fost oameni care au știut în timpuri grele să se întărească pe ei înșiși. Și o să ziceți cum? Ia luați cuvântul lui Dumnezeu și începeți să-l citiți și puneți-l la plecare. Că noi, v-am mai spus de la început, ne uităm că vine o nenorocire, ne uităm că am pierdut geabul, zice, gata, s-a terminat, vii acasă la nevastă. Mi-a plăcut că, ascultați-mă, am văzut o dată cu copiii un film, nu știu, un anul trecut, și îmi scap acum, cum îi spune, titlului. Dar în filmul respectiv, a fost un mexican, un frate de-a lor, dar nu se binecuvântez, care fraților și-au pierdut geabul. Și-au pierdut geabul. Într-o zi au fost trimis acasă de la firma de construcție și au zis, gata, du-te acasă. Și când au ajuns acasă, știți ce s-a întâmplat? Femeia lui când a auzit, ai papi, ți-ai pierdut geabul, suntem nenorociți, n-am ce să dau la copil, n-am ce să așa, n-am ce... Și-a făcut capul calendar. Și el a zis, auzi, Dumnezeul nostru va purta de grijă. Vai, dar cum? Ea gata, disperată, știți? Dar mi-a plăcut de el că el a știut să întărească. Și a zis, nu, nu, Dumnezeu va purta de grijă. Și acum ascultați-mă. O plecat pe drum. Poate ziceți, bă, ăsta vorbește din filme, nu mă interesează. Sunt pilde, că o da și Domnul Iisus multe pilde. O și o să vă ajute lucrurile astea. Și ăsta a plecat pe drum. Și a plecat pe drum și a început să vorbească cu Dumnezeu. Și a zis, Doamne, dar n-ai spus tu că tu porți de grijă. N-ai spus tu cum ai lăsat fără lucru. Doamne, am nevoie, Doamne, am nevoie. Și în timp ce el vorbea, ascultați-mă. El vorbea singur, știți? El vorbea cu Dumnezeu. Unul își construiește un șed. Unul își construia un șed. Și el o tocmi pe unul să vină să-l ajute. Și chiar la ora aia, ăla trebuia să vină să-l ajute. Și ăsta, care și-a pierdut geabul, o trecut chiar pe aleea, pe lângă casa lui și vorbea cu Dumnezeu, știți? Și ăsta stă și se uită, zice, bă, e mexican. Bun, am știut, l-am chemat, tocmit mexican. Vine la lucru. Mă zice, vorbește singur, nu știu. Și strigă la el, auzi, Javier. Ăsta zice, da. Păi zice, nu mai pierde timpul, vin aici că am nevoie de tine. Ăsta se uite ca la felușat, eu nu m-am tocmit la nimeni, nu m-o chema nimeni. Vino repede că ziua trece, hai să... Și-l bagă la lucru. Și dă de lucru și după vreo două, trei zile află de fapt că altul Javier trebuia să vină. Și l-a s-o îmbolnăvit, a ajuns în spital că Dumnezeu, ascultați-mă, i-a purtat de grijă lui ăsta. Și asta îi mărturisește și spune, auzi, eu am un Dumnezeu. Și asta zice, mă, și eu cunosc, dar nu-l cunosc așa de bine, că eu cam fac niște lucruri cu șmecherii. Și-a trebuit Dumnezeu pe ăsta, care l-a angajat să-l treacă prin niște lucruri, ca să ajungă unde a fost mexicanul. Că mexicanul, știți cum a fost? A fost gata să încurajeze, să se încurajeze pe el însuși, dar și pe alții. Și-a încurajat pe nevasta lui, s-a încurajat pe el și Dumnezeu i-a răspuns, slăvit să fie Domn. Amin. Și o să ziceți, de ce? Păi aici spune că gura mea va vorbi cuvinte înțelepte. Și acum eu vreau să te întreb pe tine ceva. Când vine cineva la tine, hai să vă dau un exemplu din viața mea. În urmă cu 3 săptămâni de zile, s-a băgat cineva la mine în account, în bank account, și aveam amărâs de $600 acolo, sau cât am avut. Și m-a tras afară 2000. Și vine vestea, 2000 scoși afară din account. Nici la 600 n-am avut, 300 și ceva am avut. Și mă lua banii. Și acum sunt, și banca, auziți? Eu când vreau să chargez 150 într-un loc, mă sun. Bă, ești tu? Nu cumva să fie altcineva. Dar acum, de data asta, eu dau ăsta tot, $2000. Și accountul meu, 2000 și ceva sub. Și știți? În momentul ăla când primesc vestea, eu puteam să zic, Doamne, dar unde ești tu? Dar cum ai putut să-l lași să stă? Ascultați-mă. De ea vorbește tu cuvinte înțelepte și să zici, auzi, Domnul a dat, Domnul a luat. Domnule lui să fie binecuvântat. Dumnezeu va purta de grijă. Și acum ascultați-mă. Dacă nu-s banii tăi, n-ai de ce să te îngrijorezi. Știți? Și o să zici, Doamne, îs banii tăi, eu ți-am dat tot ce am ție, uite ce rostesc eu. Doamne, măcar prin experiența asta, fă cumva să se pocăiască. Fă cumva cu banii ăștia, știți, să se pocăiască. Și eu rostesc binecuvântarea asupra lui, că tu tot îmi dai înapoi ceea ce
Și ascultați-mă, așa am făcut. Nu m-am agitat, nu m-am enervat. M-au venit o groază de charges. La fiecare charge care n-am avut bani în bancă, 24,95, 24,95. Noi nu m-am îngrijorat. Și am zis, măi, voi ați luat, voi băgați. Voi trageți, voi băgați. Că Dumnezeul meu poartă de grijă. Și am rostit cuvinte înțelepte. Eu puteam să mă agit, să spun la soție, să ne agităm toți. Că așa facem noi. Știți, primim o veste proastă. Vai, s-o dus totul de râpă, gata. Măi, rostește cuvinte înțelepte. Domnul e în control. Auziți? Scurt și la subiect. Dumnezeu va purta de grijă. Dumnezeu ne va ridica. Dumnezeu ne va curăți. Dumnezeu va purta de grijă. Cuvinte înțelepte. Și apoi, zice cuvântul lui Dumnezeu, pentru ce să mă tem în zilele nenorocirii când mă înconjoară nelegiuirea potrivnicilor mei? Pentru ce? Eu n-am astăzi timp să vă explic tot psalmul ăsta, vă l-am citit tot, dar ne ducem așa foarte rapid, doar peste câteva versete. Fraților, vreau să vă spun, dacă n-ați știut până acum, că aveți potrivnici. Și ascultați-vă, potrivnicul numărul 1 este diavolul. Și potrivnicii numărul 2, 3, 500, 5.000, 7.000 sunt cei care sunt împreună cu el. E scris în cuvântul lui Dumnezeu. Și acum ascultați-mă. Potrivnicii ăștia vor veni împotriva dumneavoastră și scopul celui rău este să vă temeți. Și voi, și acum fiți atenți, mă înconjoară nelegiuirea potrivnicilor mei. Mi-a povestit ginerele meu ceva și vreau să împărtășesc cu dumneavoastră. Îmi plac exemplele autentice. Un păstor, misionar, a fost plecat în altă țară. Și acolo, la un moment dat, în timp ce predica Evanghelia el și alții, au venit poliția, au venit autoritățile peste ei și au arestat pe toți. Și a venit unul care era un șef mare al poliției și pe el, știind că el e șeful tuturor, păstorul, l-a băgat special, pe el l-a dus cu mașina special la pușcărie. Și în timp ce mergeau pe drum, ăsta, știți, putea să strige, Doamne, m-ai lăsat, nu-mi vine să cred, eu am venit pentru tine, am cheltuit atâția bani, Doamne, mi-am pus la dispoziție tot. Știți? Ăsta a început să se roage, să vorbească cu Dumnezeu. La un moment dat ăsta se întoarce și zice, ce faci? Zice, mă tot mir și zice, mă tot rog, că zice, așa mă tem de tare. Eu zis, de asta bucuros, știți? Polițistul, bă, am băgat frica în el. Dar zice, dar nu mă tem de tine, nu mă tem de ce mi se întâmplă. Zice, mă tem de ce o să facă Dumnezeu cu tine, pentru că tu faci ceea ce faci împotriva mea, că eu sunt copilul lui. Când au zis treaba aia, ăla deja a încetinit mașina, nu mai vrea să mai meargă să-l aducă la pușcărie. Și zice, fii atent aici, eu m-am rugat acum la Dumnezeu și fii atent. Ce a zis el? Tu mâine ai să mori! Pentru că te-ai atins, zice, de cel care face slujba lui Dumnezeu. Ăla a oprit mașina pe marginea drumului. Gat. Cum mor, mă? Băi! Dumnezeu care slujesc eu te va omorâ, mă, pentru că te-ai atins de mine, mă. Eu zis lui ăla. Ăla a spăimântat, fraților. Gata, terminat. O opri mașina. Băi, cum? Băi, roagă-te la Dumnezeu tău să nu mă omoare. Gata. Și a început evangelizarea. Și a început ăsta să-i spună despre Dumnezeu. A început să-l încurajeze. Știți ce a zis păstorul? A zis că nu știu câte luni de zile, un an de zile, o ținută la legătura cu el. Zice, bă, te mai rogi pentru mine să nu mă omoare Dumnezeu. Mă, nu cumva să mi se întâmple ceva rău, mă. Nu cumva, bă. Ascultați-mă. Ascultați-mă, dacă voi vă temeți, Satana se bucură. Dar dacă voi rostiți cuvinte înțelepte și voi sunteți gata să vă ridicați în picioare și să spuneți nici vorbă, cel care este cu mine, în mine, este mai tare decât cel ce este în lume. Slăvit să fie Domnul! Eu voi birui căci Iisus este cu mine, slăvit să fie Domnul și Duhul Domnului cu mine și îmi dă putere să merg înainte. Dar noi, fai, ne-am distrus, ne-am terminat, vine, calamități, aia. Băi, ascultați-mă ce vă spun. Orice ar veni, voi trebuie să știți să încurajați și să fiți încurajați. Yes. Prima dată pe voi înșivă. Voi vă urcați pe avion și voi faceți niște lucruri, ascultați-mă, voi n-ați băgat de seamă. Eu vă întreb pe voi când vă urcați în avion, de câte ori zburați? De ce vă tot spune aia vouă, băi, în caz că se întâmplă ceva, o să cadă masca de oxigen. Să nu o pui la copil, la nevastă, la cel de lângă tine. Pune-ți-o ție prima dată. De ce? Păi dacă o pui la celălalt, ar putea să-ți pierzi tu cunoștința până o pui la celălalt și mor tu, nu mai poți să-l ajungi și pe el. Dar dacă o pui prima dată ție, dacă te încurajezi în ghilimele pe tine prima dată, poți să încurajezi și pe alții. Și o să se uite oameni la tine și o să zică, băi, dar ăsta chiar, da, în mijlocul încercării, în mijlocul problemelor, eu am cuvinte înțelepte. De ce? Că inima mea e conectată cu Hristos.
Și inima mea va rosti lucruri înțelepte și gura mea va vorbi ce este în interiorul inimii. Vorbiți, n-aveți geab? Așa mi se dă, vă spun acum, n-aveți geab? Ia rostiți pe săptămâna viitoare, sau acum asta, de astăzi înainte, numele lui Iisus Hristos primesc de lucru. V-am spus de atâtea ori, v-am spus, v-am încurajat să faceți lucrurile astea. V-am spus cum Dumnezeu a lucrat în viața unui om după ce m-am mutat aici. Ăsta n-avea de lucru, n-avea de lucru și într-o zi l-am prins de umăr și a zis, băi, gata cu cerutul. Mulțumește Domnului că s-o trimis de lucru. Miercuri o primit de lucru. După un an jumate de așteptare, că Domnul Dumnezeu. Dar noi trebuie să rostim, fraților, lucrurile astea, să ne încurajăm. Și acum, fraților, ascultați-mă. Problema e în felul următor. Versetul 6 spune așa, ei, potrivnicii, cei care vin împotriva ta. Și acum vreau să fac o precizare aici. Aici e un lucru greu care unul să mă condamne, dar nu mă interesează. Nu știu dacă de aici, dar o să mă condamne unii poate de la afară, când aud. Care sunt pătrânicii noștri, fraților? Vreau să-mi spuneți. Pe prima dată e lumea, nu? Zice, mă, lumea care nu cunoaște pe Dumnezeu. Dar ascultați-mă ce vă spun eu. În cuvântul Domnului spus, eu vă arăt, e pasajul, să vedeți. Dar zice, dar tu, fratele meu, cu care m-am plecat genunchi, cu care m-am... Tu ești? Aveți pătrânici lângă voi, la adunare. Că pădurea e plină de uscături. Să nu credeți că numai lemne verzi. Vin unii la adunare și vin degeaba. Dar ascultați-mă ce vă spun. Pe voi nu trebuie să vă intereseze lucrul ăsta. Pe voi trebuie să vă intereseze un singur lucru. Ascultați aici. Ei, potrivnicii, se încred, versetul 6, în avuțiile lor și se fălesc cu bogăția lor cea mare. Și acum merge mai departe și spune, dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Și acum fiți atenți. Merge mai departe, deja ne adâncim. Răscumpărarea lor, sufletului lor, este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Pentru, vă spun sincer, versetul ăsta pe mine m-a îngrozit. Și a zis, Doamne, dar cum așa? Și atunci au venit Duhul Sfânt și a zis către mine, da, hai să spun ceva. Asta a fost în Vechiul Testament. Nu exista jertfa fiului meu. În ziua de astăzi, oricine se căiește, oricine se pocăiește, oricine rostește cuvinte înțelepte, răscumpărarea lui se va face prin sângele fiului meu, Iisus Hristos. Pentru că sunt gata să dau răscumpărare oricăruia care vrea să se întoarcă cu toată inima la mine. Dar acum mă duc un pic mai departe. Dar știți că există unii, ascultați-mă, cu toate că există jertfa Domnului Iisus Hristos pentru care răscumpărarea sufletului lui e așa de scumpă că nu se va face niciodată, știți? Acum, în ziua de astăzi. Și o să ziceți de ce. Și o să spun în ce cauză. Vă aduceți aminte de Anania și Safira, citiți în Fapte. Și o să-i găsiți în capitolul 5. La un moment dat, oamenii ăștia, zice cuvântul lui Dumnezeu, că toți care s-au strâns și au vândut de toate ce au avut, tot ce și-au adus la picioarele ucenicilor, le-au pus și au zis, băi, de aici mâncăm, de aici trăim, de aici absolut tot. Ăștia doi s-au gândit să facă o șmecherie. Ăștia doi s-au gândit să înșele ei pe oameni. Au zis, băi, pe ăștia înșelăm. Facem cumva și înșelăm. S-au înțeles să oprească un anumit procentaj de la moșioara lor. Și când au venit, Petru i-a întrebat ceva și au zis, cu atât ați vândut moșioara? Și au zis, da, cu atât. Care au fost, vă rog, spuneți-mi, care au fost cuvintele lui Petru rostite de Dumnezeu prin Petru? Cum de v-ați înțeles să mințiți pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Auziți? Ei s-au gândit că mint oamenii. Am vreau să vă întreb pe voi, partea asta nu a fost oare hulă împotriva Duhului Sfânt? Că ei s-au gândit și au zis, bă, nu vom știe Duhul Sfânt ce facem noi. Nu o știe Duhul Sfânt, e ok. Duhul Sfânt știe absolut tot ce faci. Și în momentul respectiv, Petru a rostit niște cuvinte și cuvintele au fost judecate. Eu vă întreb pe voi, a fost jertfa lui Hristos, valabilă? S-a aplicat? S-a aplicat? Păi da, mă, dar tu ai venit, păi mă, e Anania și Safira. Nu te-a obligat nimeni, mă, să vii și să spui că tu iubești pe Hristos. Nu te-a obligat nimeni să faci legământ cu El. Nu te-a obligat nimeni să spui că dai. Și ai trecut peste toate astea. Și pentru că ai trecut toate pentru toate. Tu n-ai păcătuit împotriva mea, tu ai păcătuit împotriva Duhului Sfânt. Și pentru că ai făcut așa, răscumpărarea sufletului vostru este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Ori mai fost răscumpărați? Nu. Li s-o mai dat șanse la viață? Nu. No. Nici de cum. Ascultați-mă ce vă spun. Există șansa, eu nu sunt judecător, eu numai vă spun ce scris, există șansa ca unii să o sfârșească exact la fel.
Și geabul vostru și geabul meu este să strigăm tare. Vine Iisus Hristos. Vine judecata, vin vremurile grele, vin problemele, vin necazurile. El a citit ceva și a spus, dacă acum nu sunteți în stare să alergați cu cei care aleargă cu picioarele, dar când o să veniți împotriva unor cai puternici care aleargă cu putere, ce o să puteți face atunci? Că am auzit, a venit la un moment dat unul dintre copiii mei și vorbeam cu ei despre Dumnezeu, cum vorbesc în fiecare zi. Și el cu minte de copil zice către mine, eu le-am spus despre cum o să vină necazul cel mare, cum ăsta. Și o zice, tata, păi zice, totuși mai am o șansă. O zis el către mine, dacă nu mă pocăiesc acum, mă pocăiesc în necazul cel mare. Și am râs de el și am zis, vezi ce înseamnă mintea de copil. El s-a gândit că mai există o șansă. Dar eu am o întrebare, am zis pentru el, dar tu ești în stare acum, în vremuri bune să te pocăiești. Și te pocăiești atunci când e prigoană mare și vin ăștia după tine. Și nu există așa ceva, fraților. Ascultați-mă, noi n-avem decât astăzi garantat. Ziua de mâine nu e a noastră. Zice cuvântul lui Dumnezeu, dacă auzi astăzi cuvântul, nu-ți împietri inima. Nu-ți împietri inima, zice cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, voi trece foarte repede și mă opresc. Și acum vreau să fiți atenți la ceva. Vorbesc repede. Versetul 9 spune așa. Nu vor trăi pe vecie, nu pot să nu vadă mormântul, dar îl vor vedea. Că-ți înțelepții mor, nebunul și prostul deopotrivă pierd și lasă altora avuțiile lor. Vreau să vă întreb un lucru. Până la 20 de ani v-ați gândit așa foarte des la moarte? Nu, așa e? Nu prea v-ați gândit la moarte. De la 25-30, parcă un picuț, ați mai dat câte o, știți? Așa, un ocol pe lângă. Dacă ne-ați trecut de 40-45, vă gândiți, bă, mai moare unul, știi? Mai moare la altul, mai și zici, mă, dar stai așa secunde, mă, că mor și eu într-o zi. Și vreau să vă spun ceva. M-am spus la început. Poți să fii Steve Jobs, poți să fii Elon Musk, poți să fii președintele, poți să fii președinta, poți să fii și poți să fii. Într-o zi, alții o să spună mâinile pe piept. Că vrei sau că nu vrei? Și îmi place ilustrația, am văzut-o pe internet. Arăta o casă mare și o casă mică. Și zicea, bogat și sărac. Și după aia lângă arăta două gropi de mormânt. 6x4, 6 deep și amândoi la fel. Nu vreau să vă înspăimânt, dar m-aș bucura să vă înspăimântați în ziua de astăzi. Să vă spun că, ascultați-mă, singura încurajare pe care o avem este că Domnul este cu noi. Și scris în cuvântul lui Dumnezeu că prea iubitul tău, nu, tu nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă sufletul lui putrezirea. Ascultați-mă, sufletul se întoarce de la cel care l-a insuflat și a dat duh de viață, slăvit să fie Domnul. Și într-o zi te vei întoarce la Dumnezeu. Și vei fi în fața lui. Și zice că cei neprihăniți vor trece de moarte la viață și vor trece de judecată. Și alții vor ajunge la judecată. Și am spus odată lucrul ăsta și vreau să vă spun și vouă în dimineața asta. M-a întrebat odată cineva și a zis, mă, cum e cu judecata asta? Cum o să judece Dumnezeu? Și ascultați-mă, cum i-a fost întrebarea, așa i-am dat răspunsul. Și am zis, păi uite, hai să-ți explic un lucru. Imaginează-ți că ești în România. Și pe vremuri erau, dacă vă mai aduceți aminte, talerele alea, vă mai aduceți aminte? Când merge cântarele. Și pe o parte puneau grătățile, pe partea alaltă punea lubenița sau, cum îi spuneți voi, pepene. Da? Și cântărea, 3 kg, 5, 2, cât era? Și am zis, ascultă-mă, imaginează-ți că Dumnezeu s-a aducă înaintea ta un cântar. Pe o parte o să pună faptele tale rele și pe o parte cealaltă o să pună faptele tale bune. Și acum nu prea i-a plăcut, că știu care fapte rele mai multe ca și bune. Și a zis, dar acum nu te îngrijora prea tare, că Domnul o să mai facă ceva. Pe lângă treaba asta, o să pună mila Lui peste faptele tale bune. Și dacă cântarul o să tragă în jos, Domnul va judeca drept. Domnul nu este de la care să judece greșit. Dar am zis, ascultă-mă și dumneata în dimineața aceasta, că vreau să te întreb. Vrei să-ți iei riscul ăla? Să ajungi până acolo să trebuiască să pună Hristos așa un picuț deasupra? Eu nu vreau. Eu vreau să fiu garantat că voi intra în bucuria Stăpânului când mă va chema acasă. Și pentru lucrul ăsta mă încurajez în fiecare zi și zic, Doamne Dumnezeule, Tu ești cu mine, Doamne, Tu-mi porți de grijă, Doamne, Tu-mi trimiți, Doamne, Tu mă ajuți să dau și la alții. Și vreau să vă spun un lucru, din puținul care l-am, care de multe ori e aproape nimic, Dumnezeu mă ajută să dau și la alții. Yes. Știți lucrul ăsta? Dar mă întristesc când mă uit la alții care au din belșug și nu sunt stare să bage mâna în buzunar, să scoată ceva și să deie pentru alții. Și zic, de ce?
Și am să vă spun din ce cauză. Pentru că nu au nici încurajare pentru ei, nici încurajare pentru alții. Măi, pentru mine, când mor, s-o termina, nu mă mai interesează absolut nimic. Fraților, vreau să vă mai spun ceva și mă opresc. Ascultați-mă. Versetul 15, sar de la 10 la 15, sar peste 5 versete, că mă opresc imediat. Fiți atenți că e important ce vă spun acum. Dar mie, după toate astea, mie, Dumnezeu îmi va scăpa sufletul din locuința morților, căci mă va lua sub ocrotirea Lui. Întăriți-vă cu lucrul ăsta. Dumnezeu îmi va scăpa sufletul din locuința morților, căci mă va lua sub ocrotirea Lui. Și acum mă opresc dându-vă un exemplu. Vin ăștia și vă amenință cu moartea și voi trebuie să știți, ascultați-mă, mai întâi trebuie să vorbiți în dreptul vostru și apoi să vorbiți în dreptul lor. Masca, vă aduceți aminte. Fiți atenți acum. Am auzit o istorisire adevărată care s-a întâmplat în România, în județul Arad, în anul 1923. În anii respectivi începuse mișcarea penticostală în România și frații au început să se unească, să se strângă, dar fraților, nu se strângeau cum avem noi LDP pe jos. Era pământ, era noroi, era... Și într-o seară s-au strâns vreo 30 de persoane într-o casă la un frate din județul Arad. Și puneau perne în geamuri să nu se audă de afară, ca nu cumva cineva se deie în gât. Numai că vedeți că și satana e șiret. Și cineva, pentru cine cunoașteți graiul bănățean, cineva e oginit. Ați auzit vreodată treaba asta? E oginit, adică e observat. Și ei, în timp ce erau acolo și se rugau, ăla o sunat la poliție, o sunat la jandarmerie și a venit jandarmeria prima dată și apoi a venit și poliția. Și o intra peste ei înăuntru și când a intrat înăuntru, ăștia erau deja în picioare. Și au zis, ce faceți aici? Păi nu facem nimic. Ei chiar nu făceau nimic. Că i-au prins chiar că s-au ridicat de pe genunchi. Mă, ce faceți aici? Mă, nu facem nimic. Și când s-au uitat la ei, toți aveau un genunchi pământ. Ați venit la rugăciune! Toți în dubă. Și i-o băga pe toți. În două dubii, i-o băga pe toți și i-o dus la secție. Fraților, i-o bătut de o leșinat. I-o întins pe o masă la un sfârșit, i-o merg repede. Și la un moment dat, ascultați-mă, o luat ceva și i-o bătut la tălpi. Și-o bătut atâta de tare încât oamenii aia nu mai puteau să umble după ce i-o bătut bine pe spate și așa mai departe. Și la un moment dat, ascultați-mă acum, în timp ce îi băteau, ăsta care a fost mai mare, șeful de acolo, de la jandarmerie, îl bătea pe șeful de la pocăiți. Era un frate mai în vârstă, un frate care conducea, un conducător pe vremea, îl bătea peste tăl. Și în timp ce îl bătea peste tăl, ăsta a început să vorbească în alte limbi și a vorbit în limba franceză. Și când ăsta a vorbit în limba franceză, ăla s-a oprit și a făcut niște pași înapoi. Și a zis, dă-te jos de pe masă și stai în picioare. Asta nu mai putea să stea în picioare, dar s-a dat jos. Și a zis către el, auzi mă, tu știi limba franceză? Și ăsta zice... Omule, am două clase, ce limba franceză, nu știu, abia vorbesc bine românește. Zice, mă, tu mă minți, mă, bă, dacă mă minți, îți dau mamă de bătaie, că mă la niciodată, spune-mi! Știi limba franceză? Și-a zis, omule drag, nu știu limba franceză. Și-a zis, auzi, tu știi ce ai vorbit mai înainte? Zice, nu știu absolut nimic. Deci, fii atent, tu mi-ai spus în limba franceză cuvintele următoare. Așa vorbește Dumnezeu pentru tine. Astăzi, tu i-ai pe copiii mei în mâna ta. Dar dacă nu le dai drumul, mâine tu vei fi în mâna mea. De franceză. La un om cu două clase. Și-o zice, te rog să-mi spui cine ești. Și-o zis, eu sunt copil de Dumnezeu și îl iubesc pe Hristos. Și acum ascultați-mă, ăla s-o temut. Și-o zis către el, auzi, stai așa o secundă. Te rog spune și mie despre Dumnezeu ăsta. Și fratele bătut, nu putea să stea bine în picioare, au avut cuvinte de încurajare. Că el putea să zică, Doamne, pentru ce m-ai îngăduit în situația asta? Pentru ce trebuie să trec pe aici? Păi, dar eu sunt copilul tău. Nu am venit eu aici cu 30 de ani să-l slăvesc numele tău. N-am venit eu aici să fac lucrarea ta. Și el a zis, eu acum așa bătut cum sunt, eu acum stau în picioare și îți rostesc cuvinte de încurajare. Și știți ce a spus? Există șansă pentru tine. Dumnezeu te iubește. Dumnezeu vrea să aibă o relație personală cu tine. Dumnezeu este cel care poate să-ți dea viața veșnică. Și ascultați-mă, la două săptămâni de zile, marele comandant de jandarmerie și-a dat demisia. Apoi s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu și a început să îl vestească pe Dumnezeu. Și zicea cel care spunea că știa de la cel care îl cunoștea. O zis în felul următor. La un moment dat, după un an sau doi ani de zile,
omorit subit și nimeni nu știut cum l-au găsit înnecat pe marginea Mureșului. Pentru că ori avut securiștii, securitatea română, ori avut ei un cuvânt de spus. Dar în timpul ăsta de 2 ani de zile, omul a mers și a încurajat. Și a avut un cuvânt de spus, că îl cunoșteau toți, că într-o zi el a fost comandantul jandarmeriei, care a bătut pe tălpi pe unul care nu știu nici măcar să vorbească bine românește, dar a vorbit Duhul Sfânt în dreptul lui. Și știți ce a spus Duhul Sfânt? Vă mai spun încă o dată. Astăzi eu sunt mâna ta, dar mâine o să fii tu în mâna mea dacă nu-l lași în pace. Și ascultați-mă, o folosit Dumnezeu. O folosit Dumnezeu treaba asta ca să-i dea oportunitatea lui ăsta să-l încurajeze pe altul și să se întoarcă la Hristos. Mie mi-a vorbit Dumnezeu acum câteva luni în urmă și a zis, zice, voi îngădui să ajungi să trebuiască să ai de-a face cu autoritățile, să le vorbești despre Dumnezeu. Și a zis, Doamne, bagi în pușcărie. N-am omorât pe nimeni, n-am făcut niciun, iertați-mă, am vrut să spun ceva mai dur. Și Dumnezeu a spus, ascultă-mă, vei ajunge să trebuiască să mărturisești Evanghelia și să le spui Evanghelia la autorități. Și a zis, slăviți să fie Domnul. Nu mă interesează care circunstanțele, pe unde s-o trec, numai am să fac ceea ce Dumnezeu mi-a spus și am să vă spun din ce cauză. Mântuirea nu e numai pentru noi, ci pentru oricine. Oricine va veni în oricât de mare număr, îi va chema Domnul, zice cuvântul lui Dumnezeu. Știi lucrul acesta? Dar ascultă-mă, dacă tu nu ești în stare în încercarea cea mai grea prin care treci, să încurajezi mai întâi pe tine și apoi pe altul, nu ești drept și nu ești demn de cuvântul lui Dumnezeu. Vrea Dumnezeu ca tu să te ridici în picioare în orice circunstanță și să spui Iisus Hristos este Domn. Amin. În situația în care sunt, prin problema prin care trec, Iisus Hristos este Domn. O să te întrebe unul și o să spună unde e Dumnezeul tău? În același loc. Pe tron, mijlocește pentru mine la dreapta Tatălui. Știți lucrul acesta? Hristos este Cel care mijlocește pentru noi. De ce ne întrebăm de ce trecem pe acolo, de ce trecem pe acolo? Ca să-și arate Dumnezeu slava dacă îi dăm voie. Dacă îi dăm voie. Că noi nu mai dăm voie, noi numai, Doamne, mai bătut, mai lăsat, mai uitat, mai... Numai asta știm noi să spunem. Te-ai ridicat și spune, Doamne, te rog arată-mi care este motivul pentru care trec prin încercarea asta. Că vreau să încurajez și pe alții, dar mă încurajez pe mine mai întâi. Tu ești cu mine, nu mă părăsești, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, El mă paște în pășuni verzi, mă duce la apele de odihnă, mă înviorează sufletul din pricina numelui Său, zice cuvântul lui Dumnezeu. Da, îndurarea și fericirea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Crezi lucrul acesta? Și voi locui în casa Tatălui meu până la sfârșitul zilelor mele, zice cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Ascultați lucrul acesta, toate popoarele, luați aminte, toți locuitorii lumii, mici și mari, bogați și săraci. Gura mea va vorbi cuvinte înțelepte și inima mea are gânduri pline de judecat. Și mai întâi mă judec pe mine și zic, Doamne Dumnezeule, eu am păcătuit înaintea feței Tale. Doamne, eu nu sunt demn, Doamne Dumnezeule, să fac lucrarea Ta, dar sângele lui Iisus Hristos mă curățește de orice păcat. Și pentru că, Doamne, în dimineața aceasta mi-ai dat oportunitatea să mă numesc copil al Tău. Din ziua de astăzi îmi voi schimba atitudinea. Din ziua de astăzi nu voi mai fi pesimist, ci voi fi optimist. Și în numele lui Iisus Hristos rostesc binecuvântare peste orice situație în care mă aflu. Mă voi duce la lucru și vor spune tuturor despre faptul că Tu îi iubești. Nu te mai teme că te dă afară de la lucru, că ascultă-mă ce spun, s-ar putea să te dea Hristos afară de la lucru și atunci chiar nu ai de lucru. Dacă te temi de Dumnezeu și nu te temi de oameni și spui adevărul, Hristos te va apăra. Și într-o zi o să vină oamenii și o să zică, măi, cum ai putut să stai în picioare când toți am stat împotriva ta? Și acum ascultați. Aici scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Dar mie, Dumnezeu îmi va scăpa sufletul din locuința morților, căci mă va lua sub ocrotirea Lui. Răspunde-le așa. Răspunde-le cu cuvântul lui Dumnezeu. Spune-le că tu ai o relație personală cu Dumnezeu. Și spune-le că există speranță și viață și pentru ei. Aș vrea să intrăm înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune. Rugăciunea aceasta, în prima parte, vreau să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat oportunitatea să-i numim copii ai Lui. Dar a doua parte vino și spune, Doamne, n-am făcut destul pentru Tine. Doamne, n-a fost o mărturie vie destulă, Doamne, până în clipa de astăzi. Poate am 45, eu am 45, nu știu cât aveți dumneavoastră. Dar de astăzi înainte, Doamne, zilele îmi sunt numărate. Voi băga de seamă cum voi vorbi, ce voi vorbi, cu cine, când și cum și voi face lucrarea Ta.
Voi fi, Doamne Dumnezeule, o stâncă întărită pentru mine și familia mea, dar voi fi o stâncă de adăpost împreună cu tine pentru cei care vin în contact cu mine. Și le voi spune cât de mare ești tu, le voi spune că tu ai un plan de mântuire pentru viața lor și că Iisus Hristos este Domnul și că are rezolvare pentru orice fel de problemă. Intrăm înaintea Domnului rugăciune. Venim înaintea ta, Doamne.